Salut! Astăzi citim împreună devoționalul. Jessica auzi în mintea ei o voce. N-ar trebui să studiezi? Presupun, a răspuns Jessica. Dar ce fac acum este mult mai interesant. Ce este mai interesant decât matematica? Decupez poze cu băieți plini de mușchi ca să le lipesc pe perete. De ce? Le admir calitățile date de Dumnezeu. Ce crezi despre băieții cărora le pasă doar de aspectul unei fete? Sunt atât de superficial. Eu nu-s ca ei. Nu stau cu gura căscată privindu-i. Cum crezi că s-ar simți băieții din imagini la gândul că tu te holbezi la ei? Le place să fie priviți. Îi vreau și sunt toți ai mei. Citește astăzi 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 1 la versetul 8. Ce înseamnă să îți stăpânești vasul? Nu alergi prin supermarket încercând toate sortimentele de sucuri și storcând toate fructele. Nu deschizi o cutie de cereale, mănânci din ea și arunci restul pe podea. Toată lumea știe că nu te comporți așa când ești la cumpărături. Nu guști, nu iei și nu strici ce nu ți aparține. Tesalonicenii însă credeau că atunci când venea vorba de sex, puteau jefui supermarketul, puteau încerca înainte să cumpere, puteau încerca dragostea sexuală înainte de căsătorie, ceea ce se numea curvie sau în afara căsătoriei prea curvie. Pavel le-a spus să se controleze. O notă de subsol care se găsește în multe Biblii explică faptul că Pavel le-a poruncit să învețe cum să-și găsească o soluție într-un mod care să-l facă pe Dumnezeu fericit. Orice alt mod nu îl rănește numai pe Dumnezeu, ci și pe viitorul lor partener de viață. La asta se referă Pavel când spune nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său. A căuta un băiat sau o fată atrăgătoare într-un mod sfânt și onorabil înseamnă să nu tratezi acea persoană ca pe un obiect. Vorbești cu respect despre ea și te ferești atunci când cealaltă persoană încearcă să te atingă într-un mod necorespunzător. Probabil că nici nu realizezi că te afli la cumpărături în căutarea unui soț sau a unei soții. Dar te maturizezi, ceea ce înseamnă că ai intrat în supermarket. Mai ai de așteptat până când ajungi la casă. Dar ai grijă cum folosești produsele. Pavel spunea în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 3, voia lui Dumnezeu este să vă feriți de curvie. Astăzi îți doresc succes și multă înțelepciune la cumpărături.